Sub îndrumarea dirijorului Eugen Petresandru, elevii au cântat 10 piese din repertoriul care a impresionat și juriul olimpiadelor câștigate. Vocile cristaline au răsunat pe scena amfiteatrului Liceului de Arte Bărașa Doamna din municipiul Târgoviște, strângând ropote de aplauze. A evoluat pe scena Liceului de Arte Bălașa Doamna, corul cantabile, cor olimpic de 6 ani, deci pentru a 3-a oară consecutiv, olimpiada corală se ține din 2 în 2 ani, cor pe care îl dirijează și îl formează în continuare domnul profesor conferențiar universitar dr. Eugen Petresandu. Repertoriul corului este ales de dirijor, care de fiecare dată ține cont de părerile elevilor și de vocile acestora. Am reușit să diversific paleta repertorială a acestui cor prin multe piese corale laice românești de factură religioasă, dar și laică, așa cum am spus. Acest concert s-a dorit să prefigureze cumva o activitate foarte importantă în plan național, și anume Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. Elevii corului cantabile al Liceului de Arte Bălașa Doamna își doresc să evolueze și să câștige la toate concursurile la care participă. Melodiile cântate au strâns ropote de aplauze din partea publicului.